Drumurile sunt, după cum știți, oglinda orașului, dar în Zalău se reflectă mai mult noroiul și gropile, deoarece doar drumurile principale beneficiază de atenție. Se pare că din categoria drumurilor uitate de cei care ar trebui să le întrețină, face parte și strada din cartierul Păcii, unde aleșii promit mare acusarea înaintea alegerilor pentru câștigarea încă unui mandat, dar rămâne doar sare la sfârșitul sezonului de dezăpezire. Locatarii din această zonă pot să stea liniștiți pentru că nu s-a inventat în Zalău asfaltul care se pune pe zăpadă. Sau da? Ce părere aveți despre faptul că cei responsabili cu drumurile nu își fac treaba? Puteau să facă de mult. Toată vara vedeți în ce hal arată. Chiar în partea din față am băgat eu moloz, nisip, una alta. Păcat că anul trecut nu s-a făcut tot așa. Acum 2 ani au pus ce au pus, l-au cârpit și vedeți în ce hal arată. Puteau să facă mult mai mult în oraș. Primăria ar trebui să se implice, să vie în zonă, să vadă în ce hal arată. Asta e problema primarului, ar trebui să fie, ca să repare drumurile. Ca cei după ce s-au asfaltat, vedeți că după aia s-au tăiat înapoi drumul și s-au pus condutile după ce s-au asfaltat. Și pe lângă asta au rămas neasfaltate. Deci reparațiile, deci asta ar trebui să problema primarului, ca să vină să vadă. Că când vin alegerile, atunci poate să vină să facă reclamații, deja asta, atunci poate să vină pe aici, dar în rest nu vine pe aici nici primarul să vadă despre ce e problemă. Ce să vă spune dumneavoastră, sunt făcute lucrările de mântuială. Asta e prima impresie. Aici se lucrează din un an jumate, cam așa ceva, primarul vine în recunoaștere în momentul când e campanie electorală, să știe și tot, nu numai dânsul, cu toți. Precis că nu interesează. Dacă le-ar interesa doar de o perioadă mai lungă de fake drum.